bucurii n-avem, pace n-avem, și atunci care-i folosul? Să fim foarte atenți ce facem, pentru că ne adunăm păcate străine, pentru care o să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și o să ne ducem la Dumnezeu și o să ne arate traista cu păcate străine. Și o spui ce cu asta? Păi, Doamne, în numele Tău, i-am înjurat, am trântit, i-am, știu eu, i-am amenințat. Și o să spui, plecați de la mine, că nu vă cunosc pe voi. Da. Și nouă o să ni se pare că am fost mari luptători, mari apărători, dar nu uităm, să nu uităm că Hristos e capul bisericii. Noi uităm lucrul ăsta și vrem noi să punem rânduială. Nu. Să lăsăm pe Hristos să pui rânduială în biserică. Chiar dacă vrem cu adevărat să schimbăm ceva, să ne schimbăm pe noi înșine. Dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Am încercat așa un locușor aici, în fața chiliei, unde avem noi o floare așa tradițională a noastră, numită camelia. Și floarea asta înflorește iarna. Începe de la Crăciun și ține până aproape de Paști, cum se zice. Perioada iernii îi place ei să înflorească, floare de iarnă, camelia. Și de asta, a noastră e mai mică, dar ele cresc până ajung să facă copaci. Și a noastră avem vreo, știu eu, 7-8 ani, încă e la mărimea asta. Dar sunt prin Careia, pe la mănăstire, am văzut unde sunt copaci mari. Deci cresc până așa, de o frumusețe. Și de asta zic, hai că fac filmare aici, chiar de... Să mai aud o leacă de gălăgie, că am câțiva muncitori aici în toarnă, niște betoane, și atunci lucrează cu betonieră, cu astea, și să mai aude câte un pic. Deci, așa, dar sper să audă și ce vă spun eu. Nu e asta o problemă, că trebuie să-și facă și ei treaba. Dacă tot i-am pus în mai toarnă, ce trebuie turnat aici. Da, dragilor, ce vreau să vorbesc acum? Pentru că timpul este cum este, timpurile sunt cum sunt, vedem, în toată lumea asta, în tot ce facem noi, dacă ne uităm la starea asta generală, starea de stres, starea de panică, care de fapt ne depărtează de Dumnezeu. Și nu numai asta. Permanent e o luptă la fiecare om, personal, nu numai la nivel de țară, de a arăta cu degetul spre celălalt. Ca și cum ai întrebat cine e vinovat. Și toți arată, ăla e vinovat. Niciodată n-arată nimeni, domnule, eu sunt vinovat, eu am greșit. Eu am păcătuit, uite, îmi pare rău. Nu, fiecare încearcă să arate spre celălalt. E cel mai ușor să arăți spre celălalt. Și cel mai greu e să-ți recunoști vinovăția și să-ți ceri iertare și să încerci să te îndrepți. De asta mi-amintesc, spune că cineva întreba, zice, care e cel mai greu cuvânt în română de rostit? Și fiecare își dădeau diferite cuvinte de astea grele, din medicină sau din alt fel, și zice, nu, cel mai greu cuvânt de rostit e iartă-mă. Sunt oameni care sunt stare să moare să nu spui iartă-mă. Deci cel mai greu de rostit, pentru că mândria nu ne lasă. Și atunci când spui iartă-mă, înseamnă o smerenie, iartă-mă frate, am greșit, iartă-mă omule, am greșit. Iartă-mă, știu eu, nevasta, am greșit, iartă-mă copile, am greșit, adică să ne cerem iertare când greșim. Și despre ce vreau să vorbesc eu acum? Intrăm în postul mare. Se apropie, cum se zice, mult nu mai avem. Hai să încercăm un pic să schimbăm ceva în viața noastră. Hai să câștigăm ceva.
pentru că postul e o ocazie de a ne întări și sufletește și trupește. Pentru că nu vedem și medicii, în momentul în care te duci și ai anumite probleme de sănătate, îți recomand o dietă. O dietă care să renunți la anumite lucruri, niciodată să iei în plus, nu să renunți. Să renunți la diferite mâncăruri, să nu depășești limita la ceea ce mănânci. Deci permanent înseamnă renunțare. Ei, asta înseamnă și în post. Să renunțăm la anumite mâncăruri care ne plac, la anumite mâncăruri care, știu eu, ne îmbuibă peste măsură și ne fac rău și sufletește. Deci vedem că Sfinții Părinți ne-au rânduit posturile. În afară de posturile astea, Miercurea și Vinerea, care sunt tot timpul și orice creștin e dator să le ții doar în afară de boală, cu binecuvântarea duhovnicului când nu poți, posturile cele patru de peste an. Și vedem postul nașterii Domnului, care-i postul de pregătire pentru iarnă. Se subțiază sângele, mâncând mâncare mai ușoară sau așa, și suntem pregătiți pentru iarnă ca să nu ne îmbolnăvim ușor, în afară de folosul sufletului. După aia-i postul Paștelui, a Învierii Domnului, care-i trecerea de la frig spre căldură. Iarăși o pregătire a trupului, lua trupește. După aia cealaltă două posturi mai scurte pe timpul anului, care să avem iar întrerupere de la toate mâncărurile. Vedeți că toate sunt într-o rânduială, că nimic nu e întâmplător, așa în viața noastră pus de biserică, ca să fie spre binele nostru. Deci nu ne face decât bine postul, pe toate planurile, și trupește și sufletește. Și atunci, de cine e greu să postim, dacă avem atâta folos, ia să încercăm un pic. Și să nu fie doar postul ăsta că nu mâncăm de fruct. Mâncăm de post, care poate să ții un pic mai mult, să nu se apuce dimineața, dacă poți până la amiază un pic. Un pic așa să fie mai mult decât restul zilelor. Și vedem că postul Paștelui e un post mai strict un pic față de postul Crăciunului, adică e mai aspru un pic, fără dizlegări multe. Iar la pește, cum e la noi în Atos, e doar la Buna Vestire. Pe când în România, în Grecia, în restul, în afara Atosului, e și la intrarea, cum se spune, la Florii, la intrarea Domnului în Ierusalim, de două ori. Iar restul, postul așa, mai cât de cât, după putere la fiecare. Și de asta, dragilor, să încercăm să ținem postul ăsta. Pentru că o să câștigăm mult folos, iar când ajungem la Înviere, să vedeți câtă bucurie o să avem dacă am ținut postul, dacă ne-am spovedit și dacă ne-am împărtășit. Și mai ales la Sfânta Înviere, să încerci orice creștin care are binecuvântarea duhovnicului să împărtășească. Pentru că se dublează bucuria Învierii, luându-L pe Hristos. Iar postul nu e suficient doar oprirea de la mâncare. Trebuie să ne oprim și de la răutăți. Să le tăiem în limita cât de mult putem, să nu mai facem rău. Să ne oprim de la anumite păcate, că le facem de multe ori cu faptele. Să încercăm să le tăiem. Dar mai sunt și celelalte, cu vorba, de a judeca pe ceilalți, de a le vorbi poate rău, aspru, de a-i jigni pe ceilalți. Toate astea ne fac rău nouă. Pentru că acum am mai spus, e o mare tendință și e mult mai ușor să-l judici pe cealalt, să dai vina pe cealalt și să nu-ți asumi tu responsabilitatea asta, că ai greșit tu sau chiar de-l vezi pe cealalt că o greșit. Cu ce te ajut în primul rând pe tine că-l judici? Te dărâm sufletește. Spune că harul lui Dumnezeu nu locuiește în omul care judică pe ceilalți, care aruncă cu noroi în ceilalți. Și atunci te păgubești tu singur, îți faci rău, slăbești sufletește
și ajungi să ai uscăciune sufletească. Adică nu mai ai bucurie. Și tu postești, încerci să te rogi, dar judeci pe ceilalți. Și atunci tu nu mai ai bucurie și vezi că n-ai tragere de inimă, nu-ți mai arde să postești și te minunezi, domnule, dar eu postez, dar mă rog, de ce nu am bucurie, de ce nu mă uscăciune? Pentru că harul lui Dumnezeu s-a depărtat, pentru că îi judecăm pe ceilalți. Să avem mare grijă să nu ne mai uităm atâta în exteriorul nostru, la cei din jurul nostru, să ne uităm în interiorul nostru. Să vedem ce găsim noi acolo. Cum se spune, să ne uităm mai des în oglindă, să ne vedem pe noi înșine. Să ne vedem cum arătăm, ce avem din dreptat, la ce trebuie să renunțăm ca să putem să fim mai buni. Și să nu uităm că spune la Sfânta Scriptură că Dumnezeu celor smeriți le dă har, celor mândri le stă împotrivă. Și în momentul în care noi judecăm pe ceilalți, o dovadă de mândrie, că eu mă socot mai bun decât el. Și atunci arunc un noroi în el. Sau, ducând vorba mai departe, vezi pe unul greșind, da? Și tu spui la altul, mă, uite, l-am văzut pe cealaltă ce-a făcut. Cealaltă o să ducă vorba mai departe și poate ajungi să-i faci mult rău la omul cealaltă, datorită că ai spus tu un cuvânt despre el. Ceea ce ai văzut, de fapt, o să spui, domnule, nu-i judecat, e constatare. Dar cu ce te-a ajutat pe tine să spui lucrul ăsta despre ceala, te-ai păgubit tu și îi faci rău și lui. Deci nu avem voie lucrul ăsta. Și de multe ori ne considerăm mari luptători pentru apărarea credinței, să apărăm biserica. Și toată ziua aruncăm cu noroi în cei din jur. Și vedem că nu avem bucurie. Suntem porniți pe ceartă tot timpul, permanent o să ne scoată diavolul să vedem greșelile celuilalt, poate a unor preoți, al unor erari, sau cea, și toată ziua și aruncăm cu noroi. Și atunci noi suntem într-o stare de alertă continuă, cu nervii întinși la maxim, bucurie n-avem și ne îmbolnăvim și trupește. Și atunci ne întrebăm de ce, că noi suntem luptători, noi ținem post, noi ne rugăm. Da? Și ne îmbolnăvim și sufletește și trupește. Bucurie n-avem, pace n-avem. Și atunci care-i folosul? Să fim foarte atenți ce facem, pentru că ne adunăm păcate străine, pentru care o să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și o să ne ducem la Dumnezeu și o să ne arate traista cu păcate străine. Și o spui ce cu asta? Păi, Doamne, în numele Tău, i-am înjurat, am trântit, i-am, știu eu, i-am amenințat. Și o să spui, plecați de la mine, că nu vă cunosc pe voi. Da. Și nouă o să ni se pare că am fost mari luptători, mari apărători, dar nu uităm, să nu uităm că Hristos e capul bisericii. Noi uităm lucrul ăsta și vrem noi să punem rânduială. Nu. Să lăsăm pe Hristos să pui rânduială în biserică. Chiar dacă vrem cu adevărat să schimbăm ceva, să ne schimbăm pe noi înșine. Să ne rugăm mai mult, că dacă ne rugăm mai mult și pentru noi și pentru cei din jur, putem să-i ajutăm să judecăm mai puțin, dacă putem să ne nevoim mai mult și să facem bine după putere. Oricine, nu contează, din jurul nostru are nevoie, dacă putem să-l ajutăm cu un cuvânt, cu un bănuț, cu o bucată de pâine, cu un efort ceva, ajutându-l să facă ceva, să contribuim cu ceva, iar dacă nu putem cu asta, să ne rugăm pentru ei, să ne ducem seara acasă, dacă vedem un om căzut într-un păcat, du-te seara acasă, fă 3 metanii pentru el și roagă-te la Dumnezeu și spune la Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-l să-și revie. Și la fel chiar pentru un preot, pentru un episcop, ia și te roagă pentru el, crezi că dacă îl înjuri și arunci cu noroi și postezi pe internet 1000 de lucruri în care cauți, nu știi ce să mai găsești, să arăți cât e de rău clericul ăla sau episcopul, crezi că folosești cu ceva? Nu. Îți dărâm temelia ta, piatra de sub casă, cum se spune. Deci îți faci numai rău. Vrem să-i ajutăm să ne rugăm pentru ei mai mult. Și o să vedeți că rugăciunea care e făcută pentru ceilalți din inimă, din durere, să vedeți câtă trecere are la Dumnezeu și îl îndreaptă pe omul cealaltă.
Știți că asta ajută cel mai mult, mai mult decât judecata, să încercăm să privim mai mult la noi, să nu mai privim tot în exterior. Începând, nu mă bag eu, în politică, în asta, tot timpul să încearcă să arunce cu noroi în ceilalți și să arătăm cât de buni suntem noi. Și partidele între ele, nu vedeți, toată ziua aruncă cu noroi unii în alții. Și iese în față că ei sunt mai buni. Deci lucrul ăsta se răsfrânge la toți oamenii, acum prin mass media, fiecare să arate, nu vedem acum că au ajuns oamenii să trăiască virtual, în care se prezinte câte se de frumos, nu știu ce poză reușită, nu știu ce zâmbet de ceala, câte se de fericiți, nu știu ce să postez acolo și de fapt în viața reală sunt un dezastru, poate. Poate nu se înțeleg acasă, trăiesc nefericiți, nemulțumiți, tot timpul adorm cu pastile ca să poată adormi și așa, și ei postează acolo că sunt super fericiți, adică să trăim o viață paralelă, ireală, falsă. Nu. Să ne privim o leacă mai mult în interiorul nostru și să trăim viața reală și să vedem ce putem îndrepta în viața noastră, să vedem ce putem schimba în viața noastră, să devenim mai buni. Schimbarea lumii, să știți că nu pleacă din nicăieri decât din schimbarea noastră. Fiecare personal, dacă suntem mai buni, devenim mai buni, ne izmerim mai mult, ne rugăm mai mult pentru noi și pentru cei din jur și facem fapte după putere și, bineînțeles, să nu ne lipsim de tainele bisericii, spovedanii, împărtășanii, participarea la Sfintei Liturghii, la Sfânta Liturghie, să vedeți câte minuni se fac în viața noastră. Dacă nu, trăim o viață de chin aici și nu se știe unde o să ajungem și dincolo. Și o să strigăm toată ziua că noi suntem buni și apărăm și facem, dar nu schimbăm nimic la noi. Încercați lucrul ăsta să vedeți starea voastră, seara, după o zi, indiferent cum ți-o treci tu, liniștește-o leacă, închide totul, stai în fața icoanei Maicii Domnului și cercetează-te pe tine. Cum ești tu sufletește? Ai pace, ai bucurie, ai liniște? Ce spune conștiința ta? Cercetează-te și atunci ai să vezi rezultatul la ziua aceea, cum ai dus-o. Nu încerca tot timpul să te scuzi și să acuzi pe alții. Pentru că nu-i calea noastră. Calea noastră nu e asta. Sfinții părinți ne spun așa, că cine acoperă greșeala fratelui lui, și Dumnezeu o va acoperi pe a lui. Ați auzit? Iar la Sfântul, când Sfântul Apostol Petru l-a întrebat pe Mântuitor, când i-a spus că să ierte, să fie bun, și dacă cât o să iert, Doamne, până la 7 ori, să-l iert pe fratele meu, nu Petru, nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7, adică întotdeauna, la infinit, oricât ne-a greșit, să-l iertăm, să nu ne răzbunăm. Să evităm anturajele care poate ne fac rău, dar nu să-i urâm. Ați înțeles? Să nu acceptăm păcatul, dar să nu-l urâm pe cel care îi face, pentru că înseamnă că e bolnav, are nevoie de ajutor, are nevoie de rugăciune, are nevoie de susținere. Așa putem să-l ajutăm. Ați auzit, dragilor? Și să încercăm să petrecem postul ăsta așa cum trebuie, creștinește, cu drag. Adică să nu postim cu greutate, iară-i post, iară ce o să mănânc, sunt atâtea de mâncat, nu duce în lipsă. Să postim cu drag și cu bucurie, că atunci o să primim și bucurie, că vedem după Paști, după Înviere, Mântuitorul, când s-o arăta mironosiților prima dată atunci după Înviere, ce le-a spus? Bucurați-vă! Nu le-a spus, pocăiți-vă, plângeți! Nu le-a spus, bucurați-vă! Dar cum să te bucuri dacă nu l-ai pe Dumnezeu, dacă nu ai harul Duhului Sfânt? Iar a doua oară, când s-au arătat apostolilor, care erau speriați, înfricoșați, închiși, stăteau ascunși, le-au spus, pace vouă, pacea, pacea nu asta omenească, asta sufletească o dă Dumnezeu, deci bucuria și pacea. Ați înțeles? Ei, și ca să le avem astea, trebuie să fim aproape de Dumnezeu, cu spovedanii, împărtășanii, să nu aruncăm cu noroi în ceilalți, să avem grijă din noi mai mult sufletește, să fim atenți cu noi, să ne căim mai mult pentru ce facem noi, nu pentru ce fac alții. Ați înțeles? Pentru că când ne uităm la ce fac alții, judecăm și ne adunăm păcate străine, după cum am mai spus. Dar, dragilor,
să cerem ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, ca să ne dea putere să ducem cu bine postul până la Sfânta Înviere și să trăim Sfânta Înviere cu bucurie și cu drag, așa, indiferent ce vine din lumea asta, că mai sunt greutăți, că o să mai fie, să le dăm deoparte și să punem nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului. Hai, dragilor, să ne ajute Maica Domnului, să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!